Bine ați venit pe canal Știri Experiență. Astăzi e nouă în grădină, e 26 septembrie, așa arată roșii oarele la 26 septembrie. Unele mai uscate, altele mai puțin uscate. Ia. Asta s-o cam uscat. Și pe acolo e cam uscat. Nu se trebuiască să le mai tundă. Aici am un ardei care la un moment dat îl mâncase melci, limac, și îl mâncase, nu rămăsese nicio frunză. Mă văd că a crescut destul de melunat. Am să-i ciupesc un pic vârfurile. Aici niște roșii care, uite, să strică deja, nu au fost culese. Da. Da, zărzărelul. Hai, Rex, hai, vină și tu, căci, hai. Hai, vină, vină, hai, vină și tu, hai, și tu, mă leac. Hai, și el, și el, mititel, și el. Zărzărelul. Marș, marș, marș. Îi dai nas lui Ivan. Aici avem roșioarele, care le cam mănâncă omizile. Pleacă de aici, purcel. Și aici am trebuit farfec de vie. Da, să trebuiască să fac ceva cu astea. Roșioarele încă înfloresc. Nu știu dacă o să mai apuce să mai coacă, să mai facă alte plantuțe. Da, rest par a fi destul. Da. Am avut problemă cu omizile. Să dau la roșiile inimă de bou, sau cum se cheamă astea. Da, aici avem vinetele, care nu credeam că sunt mai fructifice. Băi, purcel! Porumbul deja s-a uscat. Da, producția de vinete. Să mai rupem noi un pic de frunzuțe, prea multe frunze. Prea multe frunze. Da. Vinetele cam
Nu stai cam ia. Floricica la 26 septembrie, uite-o. Floricica de vânăta. Asta e să mă prilesc cu aia de ciuane. Ia să vedem aici. Trecem de la vinete la double C. Să rupem și niște frunze de double C. Ia să mai luăm double C. Cred că e numai bun. Vedem. Hai, du-te. Slăbuț, uite-o. Da, asta primăvară au spălat. Pământul a fost spălat. Și aici avem niște castraviciori. Aici avem niște ardeiași, dar sunt cam afectați de ceva. Ardeiași. Tăl ăsta e cam putrez de el. E clar că nu. Ceva nu e bine. Ce-o fi asta, nu știu. Sunt afectați tare. Da. Aici avem niște castraviciori. Da, nu prea am tratat castraveții ăștia, văd că arată destul de bine. Aici unde am ăștia, niște cartofi, dar văd că sora. Castraveții, uite ardei, capia mai frumușei pe acolo. Ok, am aici niște ardeiuți. Băi, cine a lăsat eu castraveții ăștia? Da, uite aici, unde e iuț.
Aici iarăși te-a stat ocazie ceva. Da. Da, slăbuț, slăbuț, micuț. Da, la pământul ăsta ce pretenții să mai ai. Până la o nouă experiență, vă dorim numai bine, Doamne ajută.